Bună ziua, bine ați venit la conferința de presă săptămânală organizată la primăverea municipiului Pașcani. Încep prin a face un apel în continuare către pașcăneni să se vaccineze. Pentru că toată lumea vorbește despre un al patrulea val de infectări și nu cred că își dorește nimeni ca să avem blocaje din nou, cum au avut anul trecut în municipiul nostru. Cei de la centrul de vaccinare funcționează în continuare, după programul de 4 ore pe zi, după amiaza, fac apel către toată lumea să se vaccineze. Nu este o problemă care trebuie uitată sau ignorată. Al doilea subiect ar fi legat de reciclarea la Pașcani, a gunoiului. În continuare nu reușim să reciclăm, sunt foarte mulți pașcăneni care refuză să recicleze. Din fericire, sunt și pășcăneri care înțeleg să recicleze. Am văzut foarte multe cazuri în ultima vreme, în ultimele săptămâni de zile, ce se întâmplă pe la aceste platforme de gunoi. În primul rând, recunoaștem că nu suntem organizați foarte bine la platformele de gunoi. Dar ne străduim ca să ne organizăm. Pe de altă parte, la fiecare platformă de gunoi avem containere galbene și albastre. Rugăm pășcănenii să introducă în acele containere plasticul și hârtia. Hârtia la albastru, plasticul la galben. Balanța financiară a încasărilor din taxa de salubritate și totalul plăților făcute către toți cei care deservesc acest serviciu este negativă. Adică o să trebuiască să mai punem anul ăsta 1 milion de lei din banii din bugetul mare, probabil. 1 milion cu care putem face alte lucruri. De la anul, dacă nu reușim să facem, probabil că va trebui să mărim taxa de salubritate. Deci mesajul este foarte clar, nu se reciclează, atunci vom ajunge cu taxa de salubritate, probabil undeva la 13, 14, 15 lei. Pentru că nu reușim să reciclăm. Personal am văzut cetățeni care au ajuns la platformele de gunoi, au reciclat, într-adevăr. I-am văzut cu sacoșele în mână și au lăsat sacoșa jos și au plecat. Nu înțeleg de ce nu au făcut un ultim efort după ce l-au făcut pe cel dinainte de a recicla, a pune într-o sacoșă sticla de sticlă și peturile, de ce nu s-au dus la containerul galben și au băgat înăuntru în containerul ăla, în așa fel încât el să ajungă unde trebuie și noi să plătim cu toți mai mult, de exemplu. Pe de altă parte, toate containerele de plastic și de carton din suburbii le-am retras pentru că sunt tot felul de probleme acolo. Lumea nu înțelege că acolo trebuie pus doar plasticul și cartonul și puneau gunoiul mixt. Am lăsat doar acele containere de sticlă pentru sticla de sticlă. Sticla de sticlă, atât au rămas pe suburbii, iar cele de plastic și carton le-am retras pentru oraș. Pe suburbii se face colectarea gunoiului din poartă în poartă. Deci, noi oricum oferim acest serviciu. Lumea nu a rămas descoperită sau fără soluții, ci efectiv venim din poartă în poartă, după graficul care deja este funcțional de luni de zile, și luăm într-o zi gunoiul mix, într-o zi cel reciclabil. Rămâne ca cei care au sticlă de sticlă și vor să recicleze și înțeleg importanța acestui lucru, să caute acele containere verzi pentru sticla de sticlă. Deci rugămintea mea este, pășcăneni, vă rog, a 10-a oară, haideți să încercăm să reciclăm. Haideți să încercăm să rupem cartonul și să-l băgăm în containerele albastre. Haideți să introducem pe acele găuri, peturile, plasticurile, în așa fel încât să ajungă unii între ei. Atât am avut eu de transmis, dacă colegii mei vor să transmite câte ceva. Vă stăm la dispoziție când vreau. Vă rog. Nu, a zis că nu are. Oricum, am văzut la platforma în zona de alb, cea pilot, că sunt toate camerele, este pusă deja în funcțiune. Sunt cartele distribuite, funcționează acea platformă după... S-a montat sistemul de supraveghere, nu știu dacă este funcțional, am trecut în zonă, vă spun sincer, nu sunt mulțumit nici măcar de poziționare. Proprietarul rețelei, domnul primar, azi au ajuns primele seturi de cartene, vor fi date persoanelor celor 3 delegați de la monitorizare,
care vor împărți la asociații de locatari cartelele de acces. Că să poți schimbi omul înăuntru și să depună bunățele de timp. Și trebuie repoziționată camera, pentru că nu prinde ce trebuie să prinde. Deci va deveni funcțională aceasta? Sau și chiar în vale? Sigur că da. Deci noi am făcut o comandă pentru două, să vedem cum funcționează, dacă e bun ceea ce am proiectat noi. Repet, am făcut doar două ca să vedem ce constă un punct de colectare complet, în ce constă. Așa până încât, eventual, pentru celelalte 100 care trebuie făcute, să găsim finanțare de undeva. Și asta a fost un fel de probă. Recunosc că am întârziat cu, să zicem, realizarea acestui punct de colectare în totalitate. Prima fază s-a făcut ușor, ceea ce a ținut de noi, în sensul cu îngrădirea cu gard metalic, dar a doua fază, ceea ce a ținut de camere de luat de verde, de alte sisteme de acces acolo, a fost un pic mai anevoioasă, dat fiind că știți cum trebuia făcut racordul electric, sistemul de baterie și tot ce este acolo. Câte cartele vor fi distribuite de fiecare zonă? Eu, din ce am văzut, azi că am ajuns la noi, la serviciul gospodăriei, erau în jur de 200 de cartele și mai erau, mai trebuiau să mai vină, dar toate vor fi predate personalului de la monitorizare, care va lua legătura cu asociații de locatari și vor fi predate pe bază de proces verbal asociațiilor de locatari. Chiar și numărul de cartele, să știți, face parte tot dintr-un un experiment, i-aș zice eu, să vedem cam o astfel de platformă de gunoi, câte persoane ar putea să deservească. În așa fel încât, în momentul în care vom construi alte platforme de gunoi, trebuie să vedem dimensiunea lor, trebuie să vedem, eu știu, câte blocuri poate să deservească, pentru că este un lucru care nu s-a făcut până acum, efectiv s-au pus niște containere, după aia lumea s-a așteptat ca lucrurile să funcționeze. Am înțeles, a doua întrebare, am văzut pe site-ul primăriei o dispoziție prin care domnul Godoșcă este delegat să urmărească contracte de salubritate pe care municipalitatea le-a încheiat. Practic, să înțeleg că ați luat atribuții pe partea de monitorizare a serviciilor. Da, odată cu demisia salariatului de acolo, am dat dispoziție ca domnul Godoșcă până când se ocupă din nou prin concurs poziția nouă de la monitorizare, să urmărească acele lucruri ca să avem continuitate. Ați preluat acolo activitatea, ați găsit ceva? Ce anume? Vreau să discut despre acest lucru. Am preluat, mi s-au predat documentele de către fostul salariu. Fără rezolvat, tot ce nu a fost, ce mi-a lăsat, fără rezolvat, mi-a dat în două zile, am preluat activitate. Am găsit trei facturi blocate acolo, care am rezolvat a doua zi și încă două adrese pe care le-au... Și am acolo, să vor fi rezolvate în perioada următoare, mai era pe termen pe lunga și în septembrie. Nu văd blocaje majore. Asta vreau să vă spun. Activitatea, vă vreau să vă asigur că... Continuă. Va funcționa tot ce înseamnă, atât activitatea de colectare deșeuri și ce înseamnă gestionarea blocului de gunoi, cât și cea de salubrizare a străzilor și Mă da, dezinsect. Nu sunt loc. Ne descurcăm. Pe fondul mesajului pe care dumneavoastră l-ați transmis, dacă tot ați preluat atribuțiile la acest serviciu, vă gândiți să reluați o campanie de informare și conștientizare a populației în privire la colectarea selectivă? Credeți că ar avea un... Haideți că vă răspund eu, că campanie de informatizare și conștientizare tot batem cu gura de luni de zile, am trimis supliante, am trimis tot ce am avut, am împărțit mii de astfel de cliente, s-a discutat, toată lumea știe că insist pe acest subiect, chiar unii au spus că doar de asta mă ocup. Deci toată lumea știe despre faptul că trebuie să reciclăm la Pașcani. Campanii de informare a trecut momentul. Eu am anunțat și de câteva conferințe de presă că dau amenzi. Și vă spun sincer că am început să dăm amenzi. Da. Nu mai avem ce să vă. Adică discutăm cu oamenii, suntem deschiși să învățăm pe cei care poate n-au auzit sau poate n-au înțeles. Iar înaintea unei amenzi se dă o somație. Așa fel încât, sau un avertisment, ca să înțeleagă omul. Mai putem de acum, adică răcim gura degeaba.
Am găsit acolo la, cred că trebuie să știți, cei de la Alice au făcut 5500 de miliarde pe care au prezat la primăria Pașcani, niște materiale promoționale, șef, stricou și rucsacuri, care trebuiau folosite pentru o campanie către de informatizare. Cei care au fost la monitorizare se pare că nu au făcut. O să mă ocup în perioada următoare, o să rog pe ONG-uri din Pașcani să ne ajute să facem acea campanie de informare, să împărțim din poartă în poartă acele priate, să distribuie acele materiale promoționale la copii, stricou, șef și rucsacuri. Aveți pe stoc, să înțeleg. Aveți pe stoc, așa, ceva am găsit la promitorism. Păi, campaniile s-au încheiat, ce lucru. Da, și puteți să facem campanii de conștientizare, oricând. Dacă avem materiale, ce să nu facem? Am înțeles, cu privire la lucrurile care se fac în suburbii, în ce stadiu sunt lucrurile? Se lucrează, că înțeleg, și în Boșteni, și în Stăvânești, pentru deformatare. Da, cum se lucrează în locurile de la Plătești, de la Vreau, în telefon, erau probleme chiar la stradă. Mă dea și la Babi Talu pentru că aveau un conduct acolo. Se decolmatează și cred că până la urmă o să trebuiască să, așa cum e orașul lăsat la chel, o să trebuiască să facem patru ani de zi numai șanțul pentru evacuarea, pentru preluare și evacuarea. Am lucrat zilele acestea, am lucrat la strada Fericirii. Am terminat acolo, va mai trebui doar să mai facem vreo două locuri pe platou, unde este intersecția Fericirii cu Plebne și încă o stradă. O să trebuiască să mai punem ceva balast. Am făcut ieri strada Toamnei până la cimitir, am profilat șanțul mult mai adânc. Am pietruit, o să trebuiască, am lăsat din cauza că era foarte mare terenul. Era să avem și o și mașină mamă să răstoarne din cauza terenului care este acolo. Vom compacta în zilele care urmează și vom pune stratul final acolo. Am coborât pe strada Norocului cu profilarea canalului de preluare și transport a apei. Și vom ajunge în punctul cel mai nevralgic, intersecția Bucuriei cu Norocul, unde, după părerea mea, ar trebui făcut un mic podeț și, de fapt, pod, să renunțăm la acel pus care este, pentru că e subdimensionat, și să facem un pod și, eventual, să vedem cum amenajăm ravena naturală care s-a creat acolo, întrucât, vă spun drept, are o adâncime de vreo 8-9 metri. Și apa, tot timpul apa la Pelatoaie, tot vine și tot spală și tot spală și s-ar putea să ne trebuie un eveniment nedorit în sensul de a se suma o bucată din drum și o bucată din grădina unui cetățean. Vom vedea, în urmă, să amenajăm, să reamenajăm strada Norocului, care de la ploile care au fost, s-a stricat. Și încet, încet vom lua toate străzile. Problema cea mai dureroasă este că avem tâmpina mânzeice, dificultăți cu acoperire de rup. Adică s-a mai defectat și trebuie reparat. În rest, tragem înainte și muncim. Dacă am venit rezultatele pentru prima probă la Apărășa? Astăzi, pe mine, așa. Chiar și ultima întrebare, când va fi prima întâlnire a Comisiei de Evaluare a Activității Secretarului General? N-am stabilit. Răspuns sincer, nu am stabilit, trebuie să ajungem și acolo. Doresc săptămâna viitoare să facem acea comisie cu inventarierea la cimitir, mai mult decât alte priorități. Toate sunt priorități, dar cel puțin situația de la cimitir este gravă din punctul meu de vedere, așa că să vedem săptămâna viitoare cum facem. Deja am dat comandă să se facă cartografierea sau măsurarea cumva tuturor locurilor de veci de acolo, în așa fel încât să putem să le inventariem într-o logică și cât mai bine. Vă rog. Nu mă rog,
Știți cumva câte case sunt în Pașna fără curent electric? Pentru că nu sunt rețele în zona. Și ce face primăria pentru a rezolva această problemă? Și astăzi, la, din câte am înțeles, la audiență, ați avut o astfel de problemă ridicată de un cetățean. Da, nu știu numărul exact de case care sunt fără curent electric în Pașcani. Știu, la modul general, că există o problemă pe zona de aerodrom, unde s-au construit niște case, și aici vreau să înțeleagă toată lumea că au primit autorizații de la primărie să construiască casele, așa este normal să primești autorizații, dar ei și-au asumat să facă niște case fără curent electric. O parte din ei au încercat să facă o alimentare pe panouri fotovoltaice, din ce am înțeles. În zona de aerodrom, din spusele celor de la Delgas Grida și din spusele oamenilor, nu mai există capacitatea rețelei de a se, să zicem, de a merge mai departe, de a se... Da, deci noi consumatori. Este capăt de putere mare. Și atunci există o cerere foarte veche din partea celor de pe aerodrom pentru o soluție tehnică acolo. O fi un transformator, o fi două, nu știm noi treaba asta, este un specialist care trebuie să zic, trebuie să spun. Am reluat de la începutul mandatului discuțiile cu cei de la Delgas Grid și am făcut în primă fază o gândire de ansamblu pentru toată zona de aerodrom. În sensul că am vrut să prindem și perspectiva de dezvoltare a aerodromului. Din păcate, din ultima lună de zile, să zicem, am ajuns la concluzia că nu putem să facem nimic decât pe intravilan. Am dat comandă unei firme de pe intravilan să facă ridicarea topo, în așa fel încât să se știe care sunt curbele de nivel acolo și toate dimensiunile exacte. Ridicarea topo vine pe data de, conform comenzii făcute de acum o săptămână sau de acum, da, cam acum o săptămână, mai durează încă o săptămână de zile, deci undeva la începutul august, de când avem ridicarea topo cu celelalte documente pentru atestarea domeniului public, o transmitem către Delgas Grid. Delgas Grid-ul urmând să vină cu soluția tehnică. Deci astăzi suntem în procedura de a aduna documente și a le transmite celor de la Delgas Grid. După ce se vine cu soluția tehnică, acea soluție tehnică are și niște parametri economici, să vorbim niște sume acolo, cu acei parametri economici trebuie să mergem în Consiliul Local. Pentru finanțare? Pentru finanțare, bineînțeles. Pentru că lumea nu-și permite acolo să plătească un transformator. De la transformator până la casa fiecărui om, atunci fiecare trebuie să-și facă, să zicem, să-și plătească raport. A doua întrebare, zilele trecute, eu pășcăneam că a fost amenințată de un cetățean pe motiv că și-a parcat mașina pe locul lui, de fapt, pe domeniul public, a fost parcată mașina. Într-o postare pe Facebook, doamna respectivă solicită intervenția primăriei pentru clarificări. Ce anume trebuie să facă pășcănenii în astfel de situații și când veți începe amenajarea parcărilor cu plată și a celor rezidențiale? După cum știți, acum două luni de zile am votat, Consiliul Local a votat înființarea compartimentului de parcări și cimitir. Am realizat fișele de post. Trebuie, în așa fel încât să scoatem la concurs, ne mai trebuie să completăm acolo cu regulamentul. Trebuie să actualizăm regulamentul. Persoana care lucrează la actualizarea regulamentului este în concediu de odihnă. Când se întoarce săptămâna viitoare sau ceva de genul ăsta, o cealaltă săptămână continuă cu regulamentul, în așa fel încât, în momentul în care scoatem la concurs fișele de post, ele sunt extrase din ceea ce trebuie să se întâmple cu baza regulamentului. Cred că în luna august vom face anunțul pentru angajare, având în vedere toate demersurile cu notificare la Agenția Națională a Funcționarului Public, cu răspunsuri, cu programări de concurs, în toamna asta facem angajare. Eu le-am transmis tuturor că realist, tot cu inventarul, tot cu să meargă sistemul, să meargă tot acest compartiment, din primăvara anului viitor vom avea serviciul cât de cât funcțional. Ok. Înseamnă că trebuie plăcut o dată și inventarierea locurilor de parcare, exact. Ce avem, unde sunt, cum sunt, ce am mai putea face pentru parcare, pentru că
numărul mașinilor, chiar de una și m-a sunat cineva, mi-a explicat de problema de la blocul Iesu. Ține foarte mult și de bunul simț al oamenilor. Să știu, mașina este adevărat că nu este loc de parcare, dar chiar am ajuns toți să vrem să parcăm în fața blocului, în fața blocului acolo. Putem găsi un loc de parcare, eu știu, în apropiere, parcăm mașina, după care venim acasă. Toți vor în fața blocului, încât au urcat și mașini și tot pe spații verzi. Acolo voi remedia, voi reface bordura, voi aduce din nou pământ și voi înțămânța și voi ruga pe părinții de la poliția locală să rezolve restatul din disciplină. Un răspuns pentru doamna respectivă? Sau ce ar trebui să facă pășcănenii în situațiile? În care situație? Păi, parchează unde găsesc loc la momentul respectiv. Parchează la odic, nu se mai respecte spații diverse, asta am spus. Dacă este o parcare de deci, spațiu verde, să facă sesizarea. Spațiu verde este în jurul blocului. Nu poți, nu ai locul să-l parchezi. Parchează în apropiere, domnule. Nu e pe spațiu. Bună ziua, fac apel în special către primărie să se rezolve această problemă atunci când fiecare o să-și plătească locul de parcare, are tot dreptul să facă aceste acțiuni. Ce drept au alții să-mi atingă mașina? Fiecare parchează unde poate și unde prinde loc. Nimeni nu și-a cumpărat pământ. Și doamna postează aici un, iată, un mesaj de amenințare la adresa dumneavoastră. Sale. Haideți să vă răspund. Deci în situația de la locul Iesu, vorbesc, nu? Nu știu dacă este la Iesu. Păi, tocmai de asta încerc să spun, că sesizări pe Facebook, sesizări pe Facebook. Dacă este o problemă, sesizarea se face la primărie, ori la ghișeu, ori pe site. Da? Măcar pe pagina primăriei de Facebook, acolo, ca să o preluăm. Orice sesizare trebuie făcută în nume și prenume. Unii s-a întâmplat incidentul. Despre ce este vorba, în așa fel încât să poată cineva să analizeze. Dacă este domeniul public și dacă este spațiul verde, iar o mașină este pe spațiul verde, poliția locală, în baza sesizării, va ajunge acolo. Dacă este o problemă legată de un litigiu între doi, că și-a atins mașina unul la celălalt, atunci se pot da în judecată sau se meargă pe asigurări. Deci noi suntem de acord să sărim în ajutorul doamnei ca să o ajutăm dacă are o problemă, atâta timp cât există o sesizare oficială. Nu putem să stăm pe Facebook. Vă spun sincer, și eu mai intru pe Facebook seara când ajung acasă. Se poate ce se mai întâmplă din oraș, ce mai zice unul, celălalt. Sunt interesat de toate lucrurile astea, dar nu pot să stau toată ziua pe Facebook să văd cam ce se întâmplă sau cum. Deci, repet, oficial cu număr de înregistrare, numărul de înregistrare are cu o dată, la îndeplinire, într-un termen rezonabil, în așa fel încât orice cetățean să primească un răspuns. Oare nu m-am făcut înțeles. Doamna solicită o clarificare din partea primăriei, dacă poate să parcheze mașina acolo unde găsește spațiu liber, în cartiere, atâta timp cât vin alții și spun, doamne, n-ai voie să parchezi aici, pentru că e locul meu. Când există un semn de circulație care interzice parcarea, se poate parca. Dar, repet, până când ajungem la anul să facem ordine, în sensul că fiecare loc de parcare va fi desenat, jos, atribuit cu nume, prenume sau număr de mașină, până atunci nu putem stabili o regulă cine are dreptul să stea pe un loc de parcare sau cine nu are dreptul. Probabil că pe regulă primul venit, primul servit, care prinde locul de parcare, poate să stea acolo. Repet, dacă se parchează pe spațiu verde, atunci discutăm despre altceva. Pentru amenințări și alte lucruri. Primăria s-a ocupat. Poate reclamați la poliție. La poliție. Da. La poliție. Am înțeles. Privitor la finanțarea la bugetul local a proiectelor. Ia trei întrebare, nu? A proiectelor ale organizațiilor non-profit. Când va fi publicat anunțul și care vor fi condițiile? Când trebuie actualizată comisia care s-a ocupat de, se va ocupa de evaluarea ofertelor, în perioada următoare, nu ofertă, cum să spun eu, este o comisie care stabilește, avem un regulament și trebuie să o comisie dosare, care să analizeze dosarele și să facă punctajul. În perioada următoare va fi făcută acea hotărâre din Consiliul Local care va completa comisia, că a expirat un mandat noi de consilier și apoi, în funcție de ce, în funcție de ce, se va face, se va face procedură, da? Se pot face anunț că primăria primește cereri și apoi poate reușim ONG-urile vor depune ordinarea de pe luna asta să facem comisia. Am înțeles. Și ultima întrebare, dacă au
fost rezolvate problemele așa încât să fie demarată procedura de licitație la proiectul pentru apă și canalizare? Adică în ce etapă se mai află operatorul, primăria, Pașcan? Știu că au fost discuții... Nu cunosc etapele operatorului, pentru că implementarea o face APA Vital. La asta vă referiți. Da, erau ceva probleme privitor de acte, documente care trebuie rezolvate? Da, de... Concret, dacă îmi spuneți care probleme erau. În legătură cu terenul respectiv, știți de la Căștești. În legătură la comunicare care am avut-o ieri, am încercat să anticipez o eventuală problemă. Am vorbit ieri atât cu domnul Doruș, cât și cu domnul Vlasie. I-au confirmat că totul este în regulă. Le stau la dispoziție oricând. Comunicarea este, să zicem, mult mai intensă în ultimele luni. Am avut reprezentanți de la Primăria Pașcani care au fost la Iași în săptămânile astea peste tot, așa fel încât să rezolve toate problemele cu studiul tehnologic și mai rar de făcut de acolo. Am înțeles că suntem pe traseul normal, pe calendarul de lucru normal. Le stăm la dispoziție cu orice, așa fel încât să înceapă cât mai repede procedurile pentru apă și canal la Pașcani. Sunt foarte multe străzi pe care și noi, după montarea de apă și canalizare, vrem să le asfaltăm. Mulțumesc! Eu mulțumesc, vă doresc să vă plăcut!